Ați spus că ați fost debranșat de la căldură? Da, am fost debranșat la căldură. Dar deci, care a fost cauza? În 2013, în decembrie, au venit așa într-un Moldova Gaz. Moldova Gaz, Chișinău, gata, deci e o întreprindere care este unică. Pretextul să ia contorul la control. Verificare, la verificare. Deci, pe perioada când a suflat contorul la verificare, a luat media care este pusă, a fost care a fost achitată, respectiv. Apoi am instalat înapoi contorul, am instalat. Deci, acces avea tot timpul în încăpere ca să controleze contorul și cazanul, ca să controleze. Și deci, în februarie, să știu, februarie, începutul martie 2014, am întârziat, pur și simplu, am întârziat cu sumă de 800 sau 900 de lei plata pentru el și chiar a două zi m-au deponit. Și aici s-a început problema. S-a clarificat că cazanul care este cazan de import și este trecut prin standardizare, respectiv totul, s-a clarificat că este ilegal instalat. Și așa a fost? L-ați instalat ilegal? Nu. Nu l-am instalat ilegal. Deci care a fost chestia? Că, deci, fiind după operație în Cârjă, m-am dus în Cârjă, m-am dus până la Moldova Gaz, m-am dus, ăștia mi-au omorât care este chestia, că dacă mă duc la direcția lor de, care mi servește zona dată. M-am dus acolo, m-am spus că nu, nu trebuie nimic, sunt documente care sunt, plătiți în costul de 30 de lei, plătiți. Și vă conectăm, chiar astăzi. Cu 130 de lei pentru ce? Pentru deservirea cazanului. Respectiv. Deci ați îndeplinit toate rigorile lor. Nu e nicio problemă. După aia, anterior, înainte de asta, asta a fost acum în noiembrie, a fost în octombrie, soția s-a dus și a plătit chitanță de 900 și ceva de lei, a plătit plus reconectarea la rețea, în jur de 300 de lei. Deci totul ați îndeplinit, cum spuneau ei, da? Cum spuneau ei. După aia, în aceeași zi, de la sectorul ora, a venit un instalator care trebuia pur și simplu să conecteze. Adică nu se cerea altceva nimic, de la domeniul nu se cerea. A început că cazanul nu este din modelul dat. Nu este. Și deja am discutat cu oricareva Bordeniuc. Tot de la ei. Da, de la Moldova Gaz. Oricareva șef de acolo, care mi-a spus în felul următor că dumneavoastră trebuie să treceți iarăși din nou paza antiincendiară, lecții, să plătim ce mai trebuie acolo, conectări. După ce l-ați instalat? Și după aia, dacă va fi posibil, undeva prin aprilie, mai, anul viitor. Am vorbit cu inginerul șef, din păcate acum nu țin minte familia, secretarul mi-a spus că dacă este posibil, abia peste vreo două săptămâni, la sfârșitul noiembrie, ca să mă scrie la primirile dumneavoastră. Însă, ea vede situația în felul următor. Soția a expediat o scrisoare, a expediat, în care a expus toate problemele care sunt, a venit răspuns, care nu are nimic, nici în plin, nici în mânică, ce le descriu noi, și rezolvarea cazului dat. Practic, în documente care sunt și documente care sunt expediate, ei mint. Mint pe hârtie, mint. Și mint cu documente, mint ca poți să le demonstrezi de la zi. La momentul dat, suntem așa, în familie suntem 7 oameni. Am 4 copii, la întreținere și o persoană în vârstă, 74 de ani. Din cauza prostiei lor, Moldova Gaz, Chișinău Gaz, indiferent, e unul și același, pereții s-au umplut mucegai, hainele miroase mucegai, miroase... Și acum cu ce vă încălziți? Reșouri în camere, respectiv. Asta este unica ieșire la... Nu v-ați gândit să-i dați în judecată, să atacați decizia de a... Vrem să-i dăm în judecată, să-i dăm și să recupereze. Noi am scris, chiar și în prima scrisoare, am expediat-o la Moldova Gaz, că toate cheltuielile, ce e legat de
Tokia žiūrime, kad yra provokacija. Lipsa kaldūrai į patę lorą. Kladišai, un management foarte defectuos. Nu știe dreapta ce face stânga. Adică au necomunicat. Dar v-au răspuns la petiția asta? Au răspuns, dar au răspuns cu niște aberații care nu au nici clinici în mânică și se contrazic singur pe dânsul și se contrazic. Deci acum aveți singura șansă, probabil, judecată. Unor care v-a răspuns ferm. Uite, domnul, va fi expediat cu tare și cu tare manager sau lucrător care va stabili care este situația la față, noi vă conectăm, dar în perioada care va, vă rugăm frumos să faceți ce, ce, ce. Măcar răspuns de genul ăsta, noi în momentul dat nu îl aveam. Dar răspunsul care îl aveți, puteți să mi-l arătați sau filmați? Nu este cu mine. Mi-l expediați la prima ocazie. La prima ocazie. Și din cauza, ne-am spus că le dăm o judecată, va fi pagubă materială, va fi calculată și pagubă morală, respectiv. Am de gând să unesc lumea într-o platformă unică. A, mai sunt oameni care au pățit așa? Sunt oameni. Sunt oameni care au pățit și tot așa au pățit. Sunt oameni care cu o situație materială mai bună decât mine și o situație în societate mult mai înaltă decât a mea, care au pățit-o la fel, au pățit-o. Deci, plățile care le-am făcut eu le consider niște plăți nelegale și vreau să atac mult mai judecată, dar eu consider că plățile care le-au luat ei sunt niște scrocherii din partea lor și vreau să mă adresez în organele de poliție cu cerere să ia măsuri cu dânșe. La alte ieșere nu am. Mersi, vă rog să vă prezentați. Mă numesc Igor Savin, locuiesc pe stadionul Sfântul Andrei, 30. Și asociația sau grupul ăsta de oameni care să apere, abia urmează să-l face sau deja l-ați creat? Sunt un grup de inițiative, este. Deci e un grup de lucru. Un grup de lucru. Deci putem să colucrăm sub egida oricare la fundație, să facem o fundație, o organizație non-guvernamentală, respectiv. Sau să utilizăm deja ce este. Iată. Inclusiv să ajutați oamenii consultanță juridică, probabil. Consultanță juridică. Deci, asta e tot. Dacă și-o nu povestesc cu ceva, și mă interesează. Tot despre asta? Nu. Mersi. Închideți, vă rog.